informații precum că emisia postului de televiziune Unicul care împărtășește obiectiv și este în interesul cetățenilor noștri, Jurnal TV a fost sistat de mai multe companii în diverse localități. Rușine! 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 Nu vor putea ei să oprească mulțimea nemulțumită, pentru că astăzi aici noi suntem ferm convinși să mergem mai departe. Noi am demonstrat că se poate. Este voință. În continuare trebuie să avem voință politică ca să ne putem făuri acel vis, acel viitor acasă. Vedeți ce a strigat tânărul de mai sus. Vrea acasă. Rudele mele vor acasă. Toți vor acasă. Haideți să facem această țară frumoasă pentru că se poate. Noi suntem oameni harnici. Noi nu ne temem nici de ploaie, nici de vânt. Noi aici vom rămâne. Prin piedicile care le pun, criminalii nu se dezmint. Ei continuă acea politică murdară împotriva propriului popor. Ei continuă să ne jefuiască. Ei continuă să ne îngrădească accesul la libertatea noastră, la libertatea cuvântului, la libertatea informației. 80% din mass media Republicii Moldova este în mâinile oligarhilor. Cum de s-a întâmplat acest lucru? Cum de am admis, dragii mei, aceasta? Eu cred că azi, 6 septembrie, este începutul sfârșitului oligarhatului în Republica Moldova. Victorie! 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 Vă rugăm foarte mult să vă gândiți cum ne organizăm în continuare. Vă rugăm foarte mult să fim organizați în ceea ce privește protestul nostru non-stop. Suntem conștienți de faptul că în piață nu vom putea rămâne 100 de mii, dar vom organiza acele corturi cu care ați venit dumneavoastră, îl vom redenumi iarăși orașul demnității și al adevărului, orșelul demnității și al adevărului. Ne vom schimba și vom fi prezenți permanent aici. Doar un protest non-stop îi va determina pe criminalii de la guvernare să plece. Ei înțeleg că plecarea lor de aici nu va fi nimic altceva decât intrarea în pușcărie. Intrarea lor în pușcărie. Iar noi suntem determinați ca niciodată ca să stăm, să rezistăm, să luptăm. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până ce nu câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până ce nu câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până ce nu câștigăm libertatea noastră. Acum așteptăm ora 17:00. Suntem destul de răbdători. Așteptăm să vină și vă aducem la cunoștință că au mai părut corturi în orășelul nostru, orășelul demnității și al adevărului. Continua. Securitatea noastră va fi asigurată de către acești bravi luptători pentru independența Republicii Moldova, de către toți cei care benevol au venit aici ca să ne protejeze pe noi, ca să ne ajute să ne luăm țara înapoi. Nu vă fie frică, adevărul este de partea noastră, demnitatea este de partea noastră. Noi rezistăm și vocile or să ne reziste. Noi suntem obișnuiți, noi am făcut antrenamente jumătate de an.
pentru Marea Adunare Națională. Știu că ați făcut de 20 de ani și independența noastră, iată, astăzi ne-a furat-o, din păcate. Pentru că noi, cetățenii, trebuie să fim responsabili, să ne implicăm. Nu este suficient doar să-i alegem și să ne ducem pe acasă. Vedeți ce au făcut? Noi am scăpat de sub control. Noi nu am fost activi. Ce am făcut noi? Am decis să plecăm peste hotare. Mai bine stăm aici. Cât caracter, atâta națiune. Nu uitați de asta. În continuare am să-l invit pe domnul Ion Tverdohleb să ne motiveze să rămânem în piață. Dumnealui este vicepreședintele Uniunii Naționale a Pensionarilor din Republica Moldova. Înțelepciune poporului spune: statul care nu are bătrâni să-și-i cumpere. Noi, necătând la toate vitregiile vieții, îi avem, dar le plângi de milă de situația în care au ajuns. Nu mai vorbesc de ridicarea tarifelor la agenții economici și pensiile care au rămas sub 1000 de lei la majoritatea dintre ei. Astăzi cu toții știm de furtul de milioane actual, dar primul furt de maștab în țara noastră a avut loc atunci când pe bonurile noastre, a majorității, inclusiv prezenți aici, și cei pensionari vârstnici, au fost întemeiate 3.004 societăți pe acțiuni, pe banii dumneavoastră, societăți care prosperă și îmbogățesc o mână de oameni. Deci noi, Uniunea Pensionarilor, ne-am adresat la organele oficiale a statului cu diverse mesaje, interpelări, dar spre regret nu ne-au acordat dreptate. Din cauza aceasta, pe lângă toate cele care s-au menționat azi, cerințe față de actuala guvernare, inclusiv să achite acționarilor în bază de bonuri ceea ce nu le-a fost dat. Văd fețe puțin întristate, dar în același timp cu speranță. Speranța moare ultima și din cauza asta unitatea dumneavoastră, prezența aici, posibil prezența mentală a celor care n-au putut să vină aici, or face ca actuala guvernare să cedeze. Unitate și succes pentru viitor. Ați văzut că toate segmentele sociale, reprezentanții segmentelor sociale, că e vorba de tineret, că e vorba de pensionari, că e vorba de combatanți, că e vorba de fermieri, toți au aceeași dorere. Iar cauza este una: acapararea statului de către oligarhi, furtul miliardului, devalorizarea leului și mărirea, ridicarea tarifelor la serviciile noastre, scumpirea alimentelor, produselor necesare zi de zi. Aici în scenă îi vedeți acum pe doi consătieni ai primului ministru. Ei sunt alături de noi, alături de popor, spre deosebire de Streleț, care este de cealaltă parte a barecadei. De cealaltă parte a barecadei, care luptă cu acest popor, care l-a promulgat, l-a propulsat acolo unde se regăsește astăzi. De aceea vin tocmai de la Rezina să ne spune câteva cuvinte familia Leșan, consăteni ai lui Streleț. Bună seara și vă salut!
Sunt foarte mândră să fiu alături de voi. Ceea ce vreau să rog din suflet și să-și privească în ochi familia pe domnul Streleț. Domnule Streleț, vă rugăm să faceți jocuri de la nivel la nivel. Să faceți jocuri simple, că sunt cele mai prielnice pentru noi. Jocul de șah este frumos, dar clepsidra nu ține mult. Mai pe lângă faptul că nu v-a plăcut satul natal, că are multe găuri, ați uitat și de unde porniți. Banii fac mult și spun multe. Pe lângă faptul că am spus că sunt cosădeanca domnului Streleț și nu mă consider o eroină sau că am făcut ceva, mai reprezint și o pleiadă de tineri familii cu 2, 3, 4 copii plecați în străinătate. Timp de 10 ani am fost robi acestei țări. Am investit sute și mii de lei în țara asta. Am procurat pământ, am investit ca să vin în timp de un an și să zic vreau să plec sau să lupt. Azi dimineața am plâns pentru voi, căci vroiam să-mi fac copii italieni sau francezi, am posibilități. Dar m-am uitat la ei că îmi strigau pe casă, întoarcem țara înapoi și am zis care-i țara lor. Mulțumesc. Ceea ce vreau să vă zic, mă uit la ochi și sunt mândră de voi. Sunteți chiar niște eroi. Noi am fost robi, iar voi eroi. Uitați-vă că nu mai avem mici generații în jur. Am fost ceva timp în echipa doamnei Maia Sandu. Am admirat-o, doamnă, foarte bravă. Dar am zis că eu nu pot să stau sau mă gândesc încă dacă să intervin sau nu. Vedeam zi de zi cum vin tineri familii și vor să plece, să plece, să plece. Și mă întrebam, unde plecați? Aici, țara noastră, cât nu ne-am amăgit, sufletul ne cheamă înapoi. Sufletul și memoria e cea care ne dă de gol. Ea nu iartă, sufletul nu iartă, pământul nu iartă. Toate cele familii astăzi din Italia, Franța, Spania, Irlanda, Anglia, le spun, dar în orice țară am cel puțin 10 familii care au cel puțin câte 2 copii. Faceți conturile, faceți calculele, scuzați de vocabularul mist. Faceți calculele și vedeți câți copii am putea avea astăzi. Îmi pare rău că am ajuns să-mi fac copiii publici, dar mă doare sufletul într-adevăr. Și vreau să vă spun, toate familiile sunt cu noi din străinătate și astăzi m-au sunat de dimineață și mi-au zis, mergi, trebuie să mergi pentru noi, noi vrem acasă. Domnul Streleț, domnul Bălan, că vă cunosc foarte aproape și cunoașteți familia Leșan. Uitați-vă în ochii familiei dumneavoastră. Gândiți-vă ce pasuri vreți să faceți, în ce direcție veți porni. Astăzi, cum a spus și Maia Sandu, este un punct culminant pentru noi. Vă rog să nu mai stagnăm atâta timp, să mergem înainte, să calculăm, să ne gândim, să stăm un pic calmi, dar pe urmă, după ce om lua victoria, să mergem înainte. Tot progresul va fi dacă fiecare din noi vom gândi ce facem, să fim corecți. Fiecare din voi să încercați să fiți corect. Aceasta este deviza dumneavoastră, a copiilor voștri și a nepoților voștri. Vă mulțumim, vă mulțumește toată Europa, vă mulțumim noi, tinerile familii și copiii, vă spun, vrem țara înapoi. Vă mulțumim! Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Vă mulțumesc! Vrem țara înapoi! Ascultă, ascultă, ascultă.
spune, vrem țara înapoi, el a spus până acum. Vrem țara înapoi. Vă dați seama la ce stare ne-au dus acești criminali? Și copiii deja înțeleg că țara noastră este furată. Sigur că mâine vor interpreta, sigur că mâine sau chiar astăzi vor încerca să speculeze că am implicat copiii. Dar uitați-vă copiii de la grădiniță ce spun. Se joacă de filace pe la Hotniuc. De-a furatul miliardului și așa mai departe. Oare astea trebuie să fie jocurile copiilor noștri și a nepoților noștri? Jos Filat! 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 În virtutea serviciului meu am fost un pic și am vrut să văd cum relatează presa ceea ce se întâmplă aici. În afară de Jurnal TV, care transmite live, dar care deja din rețeaua Multelecom în mai multe localități a fost închis, este incredibil ce se întâmplă. Avem așa post de televiziune și de radio Vocea Basarabiei, la care cântă doar muzică. Este absolut condamnabil ce se întâmplă la postul public de televiziune Moldova 1, unde rulează un film din anii 80. Rușine, Mircea Surdu! Mircea Surdu, să-ți fie rușine pentru ceea ce faci! Poporul este aici! Ascultă, Mircea Surdu, cum ești huiduit de popor! Ori dezi demisia! Rușine! 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 Jurnaliști din dealul Schinoasei, cei care mai aveți demnitate, veniți aici! Lângă popor, lăsați-i pe cei lipsiți de demnitate să dezinformeze lumea. Voi, dacă aveți demnitate, veniți aici. Mircea Surdu, ori încep să informezi corect, ori să-ți dai demisia imediat. Demisia! 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 Vreau să lansez un mesaj și către patrioții din Chișinău, cei care locuiesc pe aici, mai pe aproape. Să ajute cu ce pot, cu o sticlă de apă, pentru că văd foarte multă lume obosită. Suntem cu toții obosiți, dar vom rămâne aici. Dragi patrioți, antreprenori, toți care puteți să ajutați cu ceva oamenii care vor rămâne aici, lansez un apel, vă rugăm frumos, fiți aproape de popor, susțineți-ne, pentru că aici vom face schimbarea și schimbarea pe care o vom face vă va ajuta și pe voi, ca oameni de afaceri, pentru că toți oameni de afaceri, țărani, funcționari, cu toții trebuie să trăim într-o țară normală, decentă, europeană cu adevărat. Reiterez un apel către guvernanți. Vă rugăm mult, nu puneți la încercare răbdarea noastră. Predați-vă din prima!
Nu încercați să vedeți dacă vom obosi sau nu. Oamenii cu demnitate nu obosesc niciodată. Oamenii cu demnitate sunt alergători de cursă lungă. Cel care are demnitate, toată viața o are. Cel care nu are, nici măcar 5 minute. Și mai fac un apel către primul ministru Streleț. Noi vă așteptăm, domnule prim-ministru, în casa guvernului. Nu ne invitați într-o instituție cu care nu aveți nici nimic în comun. Dumneavoastră nu sunteți ministrul agriculturii. Dumneavoastră sunteți primul ministru. Și noi vrem să discutăm în casa guvernului. Casa guvernului care aparține poporului. Îmi pare rău, dar vreau să vin și eu cu o replică. Un salut prietenesc în ghilimele pentru Mircea Sur și colegii mei de la Televiziunea Națională. Cred că am lucrat și vreo 6 ani la această televiziune. Mircea, prietene, ți-am scris un mesaj chiar de ziua ta. Ți-amintești, cred că l-ai șters repede. Nu se poate. În 2004, eu împreună cu colegii de la televiziune și 4 combatanți, ofițeri de poliție din Brigada Vizna Specială și voluntari, am stat în greva foamei în sprijinul la televiziune, în dealul Schinoasei, în sprijinul colegilor de azi de la televiziune, pentru a nu fi fugăriți de la lucru. Măi, Mircică, frate, chiar îmi pare rău pentru tine și demisia ar fi chiar un act de onoare. Nu se poate așa, dragii mei concetățeni, ca un stat, o televiziune pentru care noi plătim bani, să-și bată în joc de noi în halul ăsta. Am înțeles, suntem bruiați și în alte părți. Și atunci când poliția spune că își face treaba și și-o face, chiar am tot meritul pentru ordinea de astăzi, polițiștii. Și nu de aceea că sunt și polițiști încă. Dar pentru ceilalți, chiar nu am niciun cuvânt de laudă. Nu se poate să vă bate în joc de cetățeni. Se apropie clipa în care se va lua o decizie aici. Depinde de felul cum discută ei cu dumneavoastră, cu noi. Nu se discută, din păcate. În momentul când țara are nevoie de o decizie, ei au fugit în tufar. Să vedem. Le-am mai dat puțin răgaz. Și atunci decizia va aparține dumneavoastră. Cum vom decide, așa vom face. Pentru Televiziunea Națională, ultimul mesaj. Eu cred că îi încau șansa astăzi să demonstreze că sunt cu cetățenii, că merită banii pe care îi plătiți dumneavoastră toți. Este o rușine. Am cerut de jos conducerea televiziunii. Acum mă refer direct și la Mircea Surdo. Jos toți și vom reuși acest lucru împreună cu dumneavoastră. Cerem respect, nu ne mințiți cu televizorul. Asta fac acum, ne bruiază, nu suntem auziți în țară. Nu mințiți, nu mințiți poporul cu televizorul, nu mințiți poporul cu televizorul, nu mințiți poporul cu televizorul, nu mințiți poporul cu televizorul. Nu mințiți poporul cu televizorul. Mă adresez către toți funcționarii publici. Mă adresez către cei care dețin funcții de răspundere în guvern, în parlament, în instituțiile de justiție. Astăzi este ziua adevărului. Astăzi fiecare trebuie să decide de partea cui este, a poporului sau a oligarhilor. Astăzi este ziua când se separă apele. Se separă poporul de oligarhat. De aceea, dragii mei, decideți cum vă dictează propria conștiință, dar țineți minte că mâine dimineață vă veți uita în oglindă. Și cum vă veți simți dacă veți fi de partea oligarhilor? Nu vă va fi oare rușine de cel care vă o să vă privească de acolo?
formă schițelor noastre și scenariului. Noi suntem supuși diverselor încercări, mulțumesc. Noi rezistăm, avem un slogan pregătit. Și de plouă și de îngheață, noi vom fi aici în piață. Și de plouă și de îngheață, noi vom fi aici în piață. Și de plouă și de îngheață, noi vom fi aici în piață. Pregătiți-vă umbrelele, au apărut niște corturi. Puteți deja să le instalați, pentru că văd că ploița ne dă de veste. Dar nu ne va speria prea tare, pentru că văd undeva este o fărâmă de adevăr. Iată, acolo este lumină. Asta este doar o încercare de scurtă durată. Nu uitați, cât caracter, atâta națiune. Noi dacă am zis că mergem până la capăt, mergem până la capăt. Decizia finală. Cetățeni, am așteptat până la ora 5 fix. Așa și n-a înțeles nimic domnul Streleț. I-am așteptat să vină să ne așezăm la o masă de dialog în care să reprezentăm, dacă cumva nu le cunosc, revendicările noastre. N-au venit, ne-au spus că ei sunt undeva în Ministerul Agriculturii. Guvernarea are un simbol, sediul guvernului. Guvernarea nu este a lui Plahotniuc și a lui Filat. Guvernarea ar trebui să fie a țării, ar trebui să fie a voastră. Iată de ce. Rămânem împreună cu voi în piață până când Streleții, Timoftii, Canzii, Plahotniucii, Filații, Ghimpii, care nu știu care dintre ei pe la pescuit acum, sper că-i ploaia la lungă de acolo, vor veni odată și odată să vorbească cu poporul. Păziți-vă de ploaie, cum puteți. Dacă aveți o umbrelă, puneți-vă. Dacă ați venit cu un cort, puneți-vă-l. Nu puteți să stați în ploaie de dragul lui Streleț, dar de dragul țării. Eu voi sta aici, colegii mei, la fel. Procedați așa cum vă dictează conștiința, așa cum vă dictează inima. Vom sta în ploaie, să stea ei în ministerele lor. Aici ar trebui să stea în fața voastră, nu pozele lor, nu pozele lor și de satiră sau de umor, ci ei trebuiau să vină aici. Să ne spună care ar fi primul punct din rezoluțiile pe care le-am votat la cele trei mari meeting-uri și cele de azi, care este primul punct pe care îl rezolvă, pe care îl realizează. Cu ce vor începe? Cu demisia lui Timofte, cu a lui Candu. Demisia! 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 Să duci ploaia! Demisia! Demisia! A spus cineva cu tipolul, nu... Se face lumină, se va face și lumină, lumină și la noi în curând. Mă gândeam că poate vreunul vrea să meargă la concert, poate. Numai că am înțeles, nici Kirkorov, nici Bilan nu mai vine. Își vor cânta unul altuia, unul la trompetă, altul la saxofon și al treilea la contrabas. Pot face un quartet să-și-l cheme pe Voronin, un quintet să-și-l cheme și pe Dodon. Să meargă toți acolo, cu Streleț, să fie dirijor dacă asta vor. Noi rămânem aici. Țara e mai scumpă decât orice. Nu putem să amânăm, începutul unui viitor normal, unui viitor decent pentru noi, pentru copiii noștri. Asta și-ar dori aceste canale. Să mergem acasă, să ne prăștiem. Să meargă cei cu copii acasă, să meargă femeile acasă, bărbații să rămână. Nu cred că ne putem topi, nu suntem de zahăr și nici de miere. Avem și ceva aparte. Demisia! Demisia! Demisia!
Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Bravo! Avem tineri curajoși care au scris muzică specială pentru aceste evenimente. Unul din acești tineri îl avem... O secundă doar. Stimați prieteni, au trecut orele 17, ora în care trebuia să ne întâlnim cu reprezentantul criminalilor din Republica Moldova, Streleț. Acest individ a dat dovadă că nu respectă poporul Moldovei. Acest individ a dat dovadă de slugărnicie față de Plahotniuc și Filat, care îi spun în cască ce trebuie să facă, unde să fie. A ales să fie la Ministerul Agriculturii, acolo unde își ține firmele sale, în baza cărora și-a dobândit averi de zeci de milioane, cu palate, cu mașini de lux, cu conturi grase în bănci. Acest individ nu mai poate fi premierul Republicii Moldova. Acest premier trebuie să plece în numele Marii Adunări Naționale, pe care vă rugăm cu toată suflarea să susținem, cerem demisia ticălosului de Streleț împreună cu guvernul lui de marionete oligarhice, criminale, ticăloșite, antipopulare, afară, toată conducerea Republicii Moldova oligarhică și criminală, alegeri anticipate, alegerea președintelui de întreg poporul, toată justiția afară. Asta este voința poporului Moldovei. Vom sta aici cei care vom putea, în corturi, sub umbrele, sub pături, unde vom putea, sub pietrele Marii Adunări Naționale, aici unde au călcat înaintașii noștri, aici unde au luptat pentru libertate, și vom cere în fiecare zi să vină la schimb în ture toată populația care este disponibilă. Dacă nu vom reuși nici acest lucru, vom cere grevă generală, vom cere nesupunere civică, vom cere neplata impozitelor către criminali, să crape de foame, să nu aibă cu ce trăi, să-și cheltuie banii lor pe care i-au dus în offshore-uri, pe care i-au dus în străinătăți, să se care dracului ca Ianucovici, ca Ceaușescu, ca alți dictatori ai acestei lupi. Ei nu mai sunt tolerați de noi. Vrem demisia tuturor incorpore. Dacă nici acele măsuri nu vor merge, noi vom cere într-un târziu, dar nu prea îndepărtat, vom înconjura toate instituțiile statului de către popor. Nu ne vom permite drăguțenilor, gurinilor, chetrarilor, străleților, plahotniucilor, filaților și tuturor celorlalți răcați acestei guvernări să intre acolo, să-și facă bani pe contul nostru. Ne vom adresa la toate instituțiile internaționale, așa cum a cerut Marea Adunare Națională, să-i declare persoane non grata, să nu mai poată părăsi râul Bric, aici să-și cheltuie banii ticăloșii, nu în Geneva, nu în Londra, nu în Paris. Jos guvernarea criminală! Trăiască poporul Republicii Moldova! Jos criminalii! Jos criminalii! Jos criminalii! Jos criminalii! Jos criminalii! Jos criminalii! Faptul că primul ministru Streleț își bate joc de noi, pornind de la faptul că nici nu dorește să se întâlnească la ora 5 în casa guvernului, sublinim decizia noastră a Marii Adunări Naționale cu următorul punct.
demisia imediată a guvernului Streleț! Demisia! Acest punct îl vom include în revendicările noastre ca supliment. Ultimul chiron în capacul acestei guvernări. Vă rugăm să votați pentru cei care ne monitorizează. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unanim, votat, acceptat, înscris.